Vă salut, dragilor! Bine v-am găsit! Sunt Maria Olaru și astăzi vă propun un antrenament pentru mușchii fesieri. Nu este adresat doar doamnelor, atenție! De ce spun asta? Pentru că, de exemplu, pentru un spate sănătos, ai nevoie ca musculatura fesierilor să fie foarte bine întărită și deopotrivă cea a abdomenului. Așadar, astăzi vă propun un antrenament în picioare, nu e neapărat să ne așezăm pe saltea, pentru mușchii fesieri. Așadar, fie te sprijini de un scaun sau de un pervaz, de un perete ce ai tu acasă, ideal ar fi să nu ne sprijinim de absolut nimic pentru a ne dezvolta așa și echilibru și a pune în funcțiune toți mușchii. Însă eu astăzi am să fac împreună cu voi și sper să mă însoțiți în acest antrenament, mă voi sprijini de scaun. Așadar, ne sprijinim de scaun, ducem un picior spre înapoi și pur și simplu ridicăm pe cât posibil, da? Încercăm ca spatele să fie drept și să evităm această înclinare, da? Pur și simplu lucrăm doar cu piciorul atât cât ne permit. Putem să tragem la baticiorului. De asemenea, vor lucra și mușchii spatelui, însă preponderent vor fi mușchii fesieri. Schimbăm piciorul celălalt. Putem ca piciorul de bază să fie ușor flexat sau întins. Totdeauna ce facem pe un picior, facem și pe celălalt, da? Nu va fi ușor, să știți, este un antrenament destul de intens și veți simți așa cum aveți mușchi și trebuie puși la treabă. Minunat, rămânem tot așa, genunchii rămân lipiți, da? Rămân lipiți și pur și simplu pendulăm gamba spre înapoi și ridic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom face și pauză, da, între ele, că sigur la un moment dat va fi necesar. Și schimbăm celălalt picior. De asemenea, poți ca genunchiul de bază să fie ușor flexat sau lași întins. Nu uita, nu depărtăm genunchii, rămân lipiți. Grozav. Tot așa lăsăm genunchii lipiți, da? Și duc piciorul spre înapoi și revine. Laba piciorului trasă și duc. Acum am să vă rog ca și piciorul de bază să fie ușor flexat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect. Schimbăm celălalt, genunchii lipiți, laba piciorului trasă și duc spre înapoi cât pot și revine lângă celălalt. Dar nu depășește genunchiul celălalt, vine lângă celălalt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect, scuturăm puțin picioarele. Ducem așa ușor bazinul stânga-dreapta. Combinăm. În 2, duc spre înapoi, revin, cobor. În 2, duc spre înapoi, cobor. Și 1, 2, 3, cobor. Apropii, întind, apropii, cobor. Spatele drept, burta subtă. Nu uităm, dacă avem nevoie, flexăm genunchiul de bază. Și sus, înapoi, cobor și sus, înapoi. Deja tremura. Și schimbăm celălalt.
Hai să mai stau și cu fața, da? Că am priceput care este exercițiul. Cobor, întind, bun, revii. Și 1, 2, totuși e mai bine așa, da? 3, 4, cobor, 5, 6, cobor, 7, 8, lăsăm acum spre înapoi, vom duce piciorul, este tot așa, pendulăm gamba, dar de data aceasta ridicăm piciorul lateral. Poziția piciorului nu se mișcă decât, nu se schimbă decât direcția, da? Direcția. Și 1, 2, 3, 4, 5 și oblicii lateral veți simți aici. 7, piciorul de bază este ușor flexat, spatele drept, abdomenul încordat. Minunat! Schimbăm piciorul celălalt, pendulăm gamba, flexăm genunchiul de bază și direcția lateral, laba piciorului trasă, 2, 3, 4, 5, veți simți aici în lateral și oblici, da? Vă spuneam mai devreme. 7, 8, grozav. Acum, tot așa, lăsăm, ridicăm piciorul lateral cât putem, da? Nu e imperios necesar să-l ridicăm sus-sus. Aici, laba piciorului trasă și în menținut, îndoim și întindem. Îndoim și întindem. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schimbăm celălalt. Sus piciorul și 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne odihnim după asta, 7, 8. Dacă ai un scaun acasă, te poți așeza pe scaun și să pui picior peste picior, să simți aici cum te întinzi, da? Stăm câteva secunde. Dacă nu ai acest scaun, am să-ți arăt imediat. Nu facem pauze foarte mari. Fie stai în picioare și așezi peste genunchi și simți aici cum te își dă drumul, cum se relaxează puțin. Minunat, acum duc piciorul spre înapoi, îndoi și întind. Rămâne piciorul acolo, în menținut, da? Rămâne în menținut, îndoi și întind. 2, 3, 4, ritmul ți-l poți alege, dar cu cât faci mai repede, cu atât e posibil să le faci greșite. Cu cât le faci mai lent, șansele sunt mai mari să fie corect făcute, dar și eficiența. Punem musculatura puțin mai mult la încercare. Și schimbăm piciorul celălalt. 1, rămâne piciorul sus, da? 2, doar pendulăm gamba. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minunat! Acum ne sprijinim de scaun, da, cu un braț. Lăsăm piciorul pendulat. Mă plec și mă ridic. Mă plec și mă ridic. 3. Putem să ducem și piciorul spre înainte, dar mi-e mult mai ușor să mă coordonez, da? Lăsăm piciorul aici lângă celălalt și începem. 1. Piciorul rămâne flexat de bază. 2. Sus. 3. Sus. 4. Sus. 5, sus, 6, ne pregătim și pe celălalt, da? Ce facem pe un picior, facem și pe celălalt. Minunat! Schimbăm celălalt picior, am să rămân tot așa. Pregătim și
1, sus, 2, sus, 3, abdomenul încordat când ne ridicăm, 4, sus, 5, sus. Scot mult bazinul spre înapoi atunci când mă îndoi spre înainte, da? Spatele drept, evit să mă cocoșez, da? Încercăm spatele drept, cu cât țin spatele drept, cu atât bazinul se duce mai mult. Hai încă două. Grozav! Scuturăm picioarele. Hai să așezăm din nou puțin piciorul aici. Și schimbă. Dacă simți nevoia, te poți și așeza din nou, da? Să simți aici. Dacă nu, mergem mai departe. Tot așa ne sprijinim. Și ca și cum am desenat un cerc din genunchi. Mergem către exterior, da? După care încercăm din spate spre înainte. Pregătim? Și spre înapoi. Nu mai așezăm piciorul jos, da? Facem un cerc. Semicerc. 2. Adică încercăm să nu smucim mișcarea, da? Să încercăm pe cât posibil să se ducă și spre înapoi, da? Aici. Să se ducă și spre înapoi. 3. 4. 5. 6. 7. Și schimbăm celălalt, da? Haideți. Încep. 2. 3. Faceți asta de cel puțin 3 ori pe săptămână și dacă nu zi de zi, ar fi grozav. Și veți vedea că rezultatele nu vor înceta să apară. 6. 7. Minunat. Și acum v-am spus că o luăm din spate, dinapoi, spre înainte, da? Dinapoi, spre înainte. La fel, nu așezăm piciorul jos, ci mergem în continuare. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, arde. Mi-ar plăcea ca acest antrenament să-l facem împreună, dacă nu, măcar să reții exercițiile și să le faci atunci când consider că ai nevoie sau îți dorești să vă doriți să arătați bine. 4, 5, înspre înapoi, înspre înainte, înapoi, spre înainte. 6, 7, 8, minunat! Scuturăm picioarele, ne așezăm pe scaun, da, picior peste picior, mă îndoi spre înainte, mă îndoi spre înainte, super, grozav! Și aici așezăm, la fel. Și invers. Mă îndoi spre înainte. So, asta a fost tot. Cum vi s-a părut? Sper că a fost un antrenament eficient pentru voi. De asemenea, sper să dați o importanță aparte mișcării în viața voastră, pentru că nu e așa, omul așa este făcut. Să facă mișcare și v-aș ruga frumos să vă faceți din corpul vostru așa, să vă fie casă, să vă fie drag să stați în el, dar mai mult decât atât să vă simțiți bine. Până data viitoare, multă sănătate și toate bune!